N-au născut și prematur, între viață și moarte. Am fost și una dintre ei, scăpat în final de liniște. Se aude un viitor strălucit, însă întunericul domină. Speranța, în cazul lor banii, par drumul către supraviețuire, către lumină. O viață ideală construită din donații. Copii salvați din milă, apăruți în ziarul necitit. Pentru ca acest deziderat să ni se îndeplinească, însă este nevoie de eforturi consistente, nu numai din partea noastră, ci și a celor care nu pot, care ne pot ajuta în acest domeniu. Sperăm să contribuim la salvarea a peste 5.000 de vieți, a declarat Gabriela Alexandrescu. Eveniment. Când nu mai găsea nimic pentru care să plângă, care era cea mai rapidă soluție? Să-și taie tot părul de pe partea stângă? Nu. Să ne spună că se masturbează la poza varămii și noi să așteptăm afară? Da. Să arunce medicamentele homeopatice ale maică-mii? Nu. Reține. Noi credem că ne încadrăm dacă nu apare ceva suplimentar, neprevăzut sau cu vicii ascunse. Actualitate. Proiectele masei de oameni cu pancarte. Suntem prezenți în locurile în care sângele s-a închigat mult prea târziu. O serie de păpuși mecanice și finalizarea construcției de metal pe care le-am scrijelit numele, în speranța că trunchiurile copacilor vor debloca drumul, că numai noi vom sfârși în colivie, că scopul, mâinile crăpate și plasticul vor fi sfârșitul cauterizării, alături de ample marșuri ale copiilor, pe kilometri lungi, parcurși pe un corp deschis. Anul acesta reactualizăm studiul de fezabilitate. Ulițele copilăriei, strada 9 Mai. Foc pe toți stejarii, spuneau mesagerii de cauciuc, gura de marmură, 45 sau 60 de ochi. Amestecă vorba înfiptă în stern. Bulinele, nevroza zgârie pereții. Librăria se închidea peste noi. Știu, câinii scuipă oasele dragonilor. Un marș funebru mirea podele pe țambal. Securitatea unghiilor deja smulță. Să vedem mirarea neutronilor în fisiune. Parcul copiilor copți în vată de zahăr. Pe zid, ceea ce mi-a rupt așchile. Va fi bătaia pentru care laptele curge din icoane. Primele momente ale Universului. În clipa în care fizicienii se vor îndoi și miliarde vor fi conduși de 14, polarizat fie cel care nu, va fi văzut prin biceptul. Pot să văd deja timpul, infinit ca o sferă ce, uitându-se în urmă, aduce lămuriri în privința unora din problemele esențiale, locul de pe pământ, cel mai apropiat de spațiu. Cel mai important anunț. Pentru acest poem îmi vreau premiu. Lucra pe Maramureșului, traficul este afectat. Filmul fără actor nu se poate regiza. Pentru a simți o etapă din viață, misterul suflă după cortină. Jumătate din noi pe scenă, că își dăm sens ochilor ce merg dincolo. Clar ca o replică, de cercetare avem nevoie. Nu de boli văzute la spectacole. Avem teatrul fiecăruia și totul vrem altul. Două un doctor ne-a criticat. Din cauza noastră nu vedem sănătate. Corp lipsit de viață. Noi ne conducem filmul și totuși îl sfârșim decât prin moarte. Poate folosi sigla pentru frigidere. Biciclete de care atârnă cordoane umbilicale, parcate în casa din copac a vânătorului până la sfințit. Cineva o să vină să o ia. Seara am închis ușa cu lacătul. Cretina mi-a spus că va veni. În existența porcului zburător ne-ar face mincinoși. Desfacem stomacul să vedem ce găsim acolo. Încearcă să incluzi clasamentul undeva. Mă rog, nu chiar aiurea. Numai de reparații nu avem chef. Nici nu am mai înjurat, da, dacă diagnoza ar fi gratuită. Nu problema ar fi sigla, aproape gata. Culoarea luminii ne influențează gândirea. Stând în fața la lumină, mă uitam la o albină, cum ea țândăr se făcea din cauza unuia, fără creier, din păcate, că nu cunoaște moarte. El pe zonă se afla în birou o ardea, citind dintr-un cotidian despre un pom uman. Tași, mă, Grigore, tași că nu se aude. Mă, ăștia au venit aici să aplaude, nu să asculte. Ce
Cezați în spatele unei aparente fericiri. Creaturi ciudate, atmosferă bolnavă, sex, droguri, viziuni depravate, mă ascund sub un satin negru, culoare înșelătoare, vitrină de sticlă, spartă de silueta ascunsă în ea, destrămată în bucăți și ciobul de fericire. Omul este o ființă imprevizibilă și greu de descifrat. Restul sunt animale. Biblioteca asta informează, zice, mai repere în timp. Te caut pe străzile din Timișoara, unde în mai anul trecut m-ai privit pentru ultima oară ca o manifestare față de oamenii mai tineri ca niciodată. Acum nu mai suntem fericiți. Nu e datorită muzicii, dar festivalul de data trecută a rămas asemenea unui monument tipărit în minte. Dintre monumentele cu caracter modern se va distinge în mod deosebit statuia generalului Carol de Villa. Publicitate. Un bărbat de vârsta a doua muls la masaj. O fetiță cu buzele tăiate și crăpate zâmbind. Un angajat de la deratizare cerându-ne să ne dăm jos hainele. O femeie spune nu, nu e așa personal. Dar poți să stai aici dacă vrei. O tânără oferă companie. Un băiat înalt cu brațe puternice și creșterea intensivă a păsărilor. O femeie cu părul mov trăgând după ea un geamantan într-o fabrică de confecții. Un student la electromecanică apropiindu-se de margine. Și noi pe acoperișuri aplaudând din ce în ce mai tare.